cunoscută sub denumirea de Casa Tineretului, structura situată la intersecția Bulevardului Mihai Viteazu cu strada 1 decembrie 1918 și strada Vlad Țepeș, a reprezentat de-a lungul anilor doar scheletul a ceea ce se dorea a fi o Casa Tineretului. Astfel, aruncând o privire spre trecut, spre istoria acestei construcții, descoperim faptul că la începutul anilor 80 în România au fost construite 24 de astfel de case de tineret, iar alte trei au rămas în diferite stadii, la Orșova Proiect, la Deva Fundație și la Giurgiu Structură. După ani de zile în care giurjuvenii au privit spre structura din spatele meu și s-au întrebat dacă vreodată se va construi ceva în adevăratul sens al cuvântului, răspunsul a venit la în distanță, în 2023. Primăria municipiului Giurgiu a anunțat faptul că s-a dat ordinul de începere a lucrărilor pentru construirea, modernizarea și renovarea unui centru comunitar integrat, care va fi utilitatea acestuia aflați din continuarea acestui material. Astfel, municipiul Giurgiu implementează proiectul Facilități Comunitare Integrate pentru locuitorii din teritoriul SDL Giurgiu prin programul operațional regional 2014-2020, axa prioritară 9, sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban. Unul dintre obiectivele proiectului este construirea, modernizarea și renovarea unui centru comunitar integrat. Centrul comunitar integrat va fi amenajat pe structura construcției nefinalizată, iar în cadrul acestuia vor fi furnizate servicii de tip soft, precum servicii educaționale pentru adulți și copii, servicii personalizate de ocupare, servicii socio-medicale pentru adulți și copii, servicii pentru copii și femei în situații de vulnerabilitate, servicii de întărire a comunității, punct de acces public la informații, servicii sportive și recreative.